Bună dimineața, bun găsit dragi prieteni, suntem în direct pe Prima TV Slatina, la matinalul Prima de dimineață. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în fiecare dimineață și ne urmăriți. Bineînțeles că trebuie să vă reamintesc și celelalte două modalități de a fi în permanentă legătură cu noi. www.primatvslatina.ro este site-ul televiziunii unde puteți să găsiți știri din toate domeniile de activitate, știrile Focus Latina și bineînțeles emisiunea matinală și celelalte emisiuni realizate de către colegii mei. Iar dacă aveți ceva important să ne spuneți Referitor la matinal sau la alte Emisiuni așa cum ziceam Puteți să ne scrieți în mesaj privat Pe pagina de Facebook a televiziunii noastre Bună dimineața le spun și a dragilor Mei colegi din emisie și din platou Bună dimineața tuturor și celor care ne urmăriți Din celelalte localități ale județului Acolo unde intrăm în casele dumneavoastră Doar prin intermediul rețelei Acta Acestea fiind zise dăm startul Unei noi ediții matinale chiar în acest moment Și vă așteptăm pe parcursul emisiunii Să vă savurați cafeluța sau ceaiul după preferință și, bineînțeles, o porție bună de informații, pentru că avem o foarte multe subiecte de dezbătut în această dimineață cu invitatul meu, domnul doctor Cătălin Dudu. Bună dimineața! Bine ați venit! Bună și bună dimineața telespectatorilor noastre! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că ați reușit să găsiți timp, din puținul timp liber pe care îl aveți și să veniți în cadrul emisiunii matinale pentru a discuta despre Problemele din sistemul medical, de, despre problemele și cazurile pe care le aveți la chirurgie. Aș vrea să începem cu ceea ce se întâmplă la ora actuală în sistemul medical. Cum arată din perspectiva unui medic tânăr? Uh, sigur, noi suntem uh, câțiva medicineri care am încercat de un an de zile să aducem sistemul românesc de sănătate la un nivel asemănător cu ceea ce am văzut uh, în, în țările vestice. Uh, sistemul nostru de sănătate are niște probleme majore, mergând de la salarizarea proastă a personalului, și aici mă refer la întreg personal, nu doar la medici, uh, până mergând și ajungând la dotări. Uh, încă suntem mult în urmă cu dotările față de statele e, europene dezvoltate. Sigur Și că Și asta vorbim, per ansamblu în, uh, România, nu vorbim pe ansamblu în România, nu Vorbim per ansamblu în România. În Slatina stăm binișor față de orașe mari din zonă, pot spune că stăm bine față de Craiova. Dotările noastre din Spitalul Județean Slatina sunt la nivelul celor din, din Județeanul din Craiova, dacă nu un pic peste, dar uh, la nivel național pe ansamblu suferim mult. Și noi aici ne mai trebuie foarte multe lucruri, însă cu ceea ce avem acum ne putem descurca și putem oferi pacienților noștri îngrijiri medicale de calitate. Um, să luăm așa fiecare bucățică în parte, în ceea ce privește salarizarea, că ați atins da. și acest uh, punct. Păi ăsta este punctul dureros, ca să, ca să mă exprim așa. Este un punct dureros pentru că de fiecare dată, fiecare nou guvern care ajunge... La, la guvernare promite că sănătatea este prioritară și că va face așa de, lucrurile așa de bine încât doctorii nu vor mai vrea să migreze. Același lucru s-a întâmplat și acum, și am avut mari speranțe de la legea 153 că o să vină și o să reglementeze niște lucruri în sistemul de sănătate și o să aducă veniturile medicilor și ale personalului auxiliar din sănătate la niște nivel la un nivel decent. Lucrurile astea păreau să se îndrepte către acest uh, rezultat, însă acum vedem că guvernul decide să introducă anumite taxe în, uh, în sarcina angajatului, decide ca sporurile din sănătate să fie limitate undeva la 30% și în ciuda faptului că, într-adevăr, salariile avem promisiuni că vor crește la nivelul celor din grile, practic venitul nostru va rămâne la fel dacă nu chiar în, uh, în anumite zone punctuale vor scădea. Lucrurile astea oamenii trebuie să le știe, pentru că la televizor, în, la guvernul iese și spune doar că va da salarii de 3000 de euro la medici, uitând să menționeze și că îi vor impozita cu 2000. Și atunci, practic, veniturile noastre vor rămâne aceleași dar oamenii vor, vor căpăta și se va, se va uh, produce această ostilitate în potriva Rămân medicilor. Rămâne cu impresia T că medicii exact. câștigă, da, acele sume despre care exact. ministerul vorbește. Și lucrurile astea, momentan, chiar nu sunt de dorit, pentru că există deja o animozitate în ceea ce privește breasla noastră și uh, eu zic că ar trebui să luptăm cumva și să găsim un, un echilibru și o o zonă de înțelegere în loc să, să ne montăm unul împotriva altuia. Se tot încearcă să, să se dezbine categoriile sociale, se tot încearcă să se dezbine medicii cu magistrații, magistrații cu uh, polițiștii, profesorii cu medicii. Uh, lucrurile astea nu știu dacă sunt cumva calculate la nivel înalt sau pur și simplu așa le iese, dar din punctul lor de vedere le iese bine. Și în această situație... Ce le rămâne de făcut medicilor? Nu știu, s-a pornit uh, uh, o grevă japoneză, o grevă generală. La ce vă gândiți? Da, Federația Hipocrat, precum și celelalte federații din sănătate, au un calendar de proteste. Uh, noi, uh, Federația Hipocrat împreună cu cartelul Alfa, am avut un meeting de protest la București săptămâna trecută. Uh, în urma acestui meeting am intrat la negocieri cu guvernul. Uh, Le-am reiterat Dorințele noastre și ne-am manifestat încă o dată în dubiile că această lege va putea rezolva problemele din sistem. A rămas să ne mai întâlnim, să mai discutăm pe lege și eventual să găsim anumite modificări. Ultima întâlnire pe care am avut-o personal cu cineva din, din conducerea guvernului a fost sâmbătă la Craiova cu doamna ministru al muncii, Lia Olguța Vasilescu care ne-a invitat pe noi, precum și pe celelalte sindicate din Craiova, la o discuție deschisă despre noua legea salarizării, și unde am obținut promisiunea că în săptămânile următoare, uh, sănătatea va beneficia de niște întâlniri de lucru cu, cu Ministerul Muncii, pentru că, în primul rând, un alt lucru pe care au uitat să-l menționeze, uh, singura categorie socială a cărei, uh, al cărui timp de lucru a fost modificat sunt medici. Dacă până acum, în, nou, în lege, lucram 35 de ore pe săptămână, acum suntem obligați, prin lege, să lucrăm 48. Uh, Ce nu înseamnă știu, mai exact acest lucru? Păi... 48 de ore timp de lucru, dacă împărțim la 5 zile pe săptămână, o să vedeți că sunt peste 9, 9 ore de lucru pe zi. Sigur că la noi intră și la acest timp de lucru, însă nu despre asta este vorba, este vorba despre legalitatea uh, acestei. acestei acestui fapt pentru că într-adevăr codul muncii spune că poți lucra până la 48 de ore, acesta fiind maximul, dar incluzând orele suplimentare. Ori nu poți să vii cu o lege care să oblige angajatul să-ți facă ore suplimentare. Orele suplimentare sunt clar regle reglementate în codul muncii și trebuie să ai acordul scris al angajatului pentru acest lucru. Și atunci aici trebuie să mai modificăm ceva, dacă se mai poate acum în ceasul al 12-lea, pentru că nu este normal și lucrurile astea ar trebui ieșit și spus din partea guvernului. Pentru că, da, creștem salariile la medici, dar, practic, creștem și timpul de lucru, asta unul, iar ca venituri, ne mai dând sporuri ca până acum, nu o să se ajungă la acele creșteri la care se aștepta toată lumea. Pot medicii tineri să schimbe mentalitatea într-un astfel de sistem? Uh, foarte greu, foarte greu pentru că există acest sistem de mult timp. Uh, există o inerție foarte mare a sistemului. Uh, noi nu putem decât să sperăm și să nu renunțăm și ușor, ușor, acolo unde se poate, să încercăm să schimbăm punctual niște lucruri, sperând că la un moment dat să creăm o masă critică. Uh, în ultimul an de când am început, uh, cel puțin eu, să, să mă implic mai mult în activitatea sindicală, uh, am reușit să rezolvăm niște lucruri pe care nu le credeam posibil. Dacă stăm să ne gândim că anul trecut gărzile medicilor erau plătite la nivelul salariului din 2009 și lucrul ăsta era tolerat de marea majoritate a medicilor, iar cei care nu tolerau doar discutau despre, dar nu făceau nimic efectiv pentru asta, începând anul trecut, câțiva dintre noi am spus că nu se mai poate și ușor, ușor, cu mari dificultăți și cu mult, mult efort am reușit să schimbăm această, dreptate și să ajungem din noiembrie anul trecut să, să, ca garda să fie plătită la salariu uh, în, în plată în momentul respectiv. Cum privesc medicii tineri uh, acele mici atenții? Se încearcă și schimbarea acestui aspect? Asta am început de, la, de când am plecat cu ideea de a schimba sistemul, am plecat și de la schimbarea acestui aspect. Uh, nu prea îmi place să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că nu cred că asta este adevărata problema a sistemului. Uh, micile atenții se practică oriunde, uh, inclusiv în Anglia, pacientul venea și aducea o sticlă de vin, o cutie de bomboane, inclusiv în Germania se practică, am colegi care îmi spun că acolo se aduc chiar bani 50 de euro, sigur, sume modice pentru o cafea și care la sfârșit dacă depășesc 50 de euro Bine, trebuie în declarate. în România vorbim de tarife. Dacă discutăm de tarife și dacă discutăm de condiționarea actului medical, atunci asta este cu totul și cu totul altceva. Cu lucrul ăsta suntem într-un totul de acord că ar trebui să dispară și să nu existe așa ceva în sistemul de sănătate. Dar, vedeți, noastră este, este pur stil românesc. Noi luăm un lucru care aparent este nevinovat și îl transformăm în ceva ce există doar la noi, sau, mă rog, în Balcani, și exagerăm cu aceste, cu aceste lucruri. S-a ajuns la. Și știu și, și destule de exemple, s-a ajuns ca omul să-i fie frică să vină la spital, că o să-i se ceară bani. Nu știu dacă... Că a din... auzit în stânga, în dreapta, exact, că o se percepe exact despre... nu știu ce sumă. Asta spun, că ne ghidăm foarte mult despre ceea ce auzim. Practic eu nu am avut și nu știu pe nimeni care să fi fost condiționat sau să nu i se fi aplicat un anumit tratament uh, pentru că nu a venit cu o sumă de bani. Lucrurile astea mi se par un pic exagerări, nu știu că nu se pot întâmpla, că oamenii sunt diferiți, medicii sunt și ei oameni, sunt unii care poate condiționează, acei oameni ar trebui îndepărtați din sistem. Dar s-a ajuns undeva atât de departe încât inclusiv prin lege dacă un pacient dorește să ți ofere un buchet de flori sau o cutie de bomboane la ca sfârșitul mulțumire. ca mulțumire, la sfârșitul actului medical, ești blamabil și ești chiar te poți poți face pușcărie. Mi se pare de a dreptul de drept exagerat pentru că haide Adică să ne trebuie gândim. delimitat clar unde este acea unde este mică atenție, unde este tariful despre care vorbim. Corect. corect. Uh, nu poți, nu poți să ne incluzi pe toți în același în același grup. Uh, Trebuie să ne gândim și ce se întâmplă în societate, oriunde te duci la noi. Te duci, mergi cu taxi, lași un leu că ești mulțumit, nu știu, e o mulțumire, mergi la restaurant la 10% sau cât lași un. Uh... Sigur, lucrurile astea nu spun că sunt bune și nu spun că ar trebui să se întâmple, însă omul are dreptul să-ți mulțumească cumva. Și atunci, sigur, sumele de bani și alte, alte lucruri care se vehiculează cel puțin în spitale mari, mi se par și mie un pic exagerate, dar nu, nu știu dacă chiar trebuie să le dăm crezare. De ce mulți pacienți se feresc să meargă la un spital de stat și aleg mediul privat? Știu dacă sunt mulți, dar în general sunt oamenii care își permit lucrul ăsta și pe de o parte este normal, pentru că în primul rând condițiile de cazare sunt altfel. Uh, indiferent cât ne-am dorit noi să, să rezolvăm condițiile acestea va, va lua timp. Uh, ca și act medical, nu nu cred că este o diferență pentru că medicul respectiv va face același serviciu și același act medical atât în spitalul de stat, cât și în spitalul privat. Uh, diferențele sigur că vin din, dintr o masă decentă primită în spitalul privat, din niște condiții hoteliere, aș putea spune, condiții în care eventual stai singur în cameră sau cel mult două persoane, ai un televizor, ai un frigider. Lucrurile astea contează pentru, pentru oameni. Nu mai ales persoane într-un salon. Sigur. În momentul în care reușești să, să creezi aceste condiții și reușești cumva să te apropii, nu neapărat că niciodată nu o să poți să fii la nivelul privatului, asta este clar, dar când reușești să creezi un anumit confort, oamenii se vor îndrepta și către spitalul de stat. Ce v-a determinat pe dumneavoastră să rămâneți în România? Pentru că știu că ați fost și în Anglia la un stagiu de pregătire mă gândesc că un medic tânăr ar fi avut alte, uh, nu știu, oportunități uh, să se dezvolte într-o astfel de țară. Sigur că oportunități există, nu am închis încă ușa uh, definitiv, pot oricând să mă întorc acolo. Ca și dezvoltare profesională, da, sunt mult mai multe șanse să te dezvolți profesional într-un loc unde ți se pune la dispoziție tot ceea ce îți ce dorești și poți să faci. Exact ceea ce vrei. Uh, asta nu înseamnă că nu există o dezvoltare profesională și la noi. Se face mai dificil, se face în condiții mai vitrege, dar există. Uh, faptul care m-a determinat pe mine să mă întorc este că cumva mă simt legat de țară și mi e destul de greu să stau departe. Am fost inițial, am stat, am lucrat 2 ani cu pe, pe perioade limitate două săptămâni acasă, două săptămâni acolo. Acum uh, un an de zile am plecat pentru șase luni pentru un curs de specializare și am stat șase luni continuu. Profesional a fost foarte bine. În schimb, ca și viață personală, mai complicat. Nu ai prieteni, ești văzut ca un străin, indiferent cât de bun ai fi și indiferent ce ai face și cât de mult ai munci. Deși sunt. ca și, ca și mentalitate sunt un pic mai reci ca, și atunci lucrurile astea se simt. Și pentru mine a contat foarte mult uh, familia și faptul că, totuși, în țară e, e un pic altfel. În ce v-ați specializat acolo? Acolo am fost pentru în mare parte pentru chirurgie colorectală. Uh, mi s-a părut că ar fi cazul ca să dezvoltăm această ramură și aici. Am și colegi uh, din Slatina care au mers și au făcut curs de la paroscopie în chirurgie colorectală la București și au obținut această specializare. De asta mă bucur că sper eu anul viitor, în primăvară, să putem debuta cu mici intervenții de laparoscopic pe chirurgia colorectală. Asta în slatina. În slatina, pentru că se poate. Avem și ceea ce ne trebuie acum și avem și oameni calificați și putem să o facem. Sigur că trebuie să o luăm ușor, trebuie să stabilim bine cazurile care se pretează, și, dar trebuie să, trebuie să începem. Uh, sunt uh, și cazuri care nu se pot uh, rezolva la Slatina, nu știu, din cauza aparaturii? Să știți că sunt unele cazuri care nu se pot rezolva la Slatina, nu de apărat din cauza aparaturii, ci datorită complexităților. Nu trebuie să ne fie frică să spunem lucrurile astea, dar, spre uh, exemplu, un neoplaz pancreatic sau o afecțiune pancreatică benignă care aduce niște leziuni mari și trebuie făcută o pancreatectomie, uh, o leziune hepatică, un neoplas hepatic, Uh, un hemangiom hepatic. Lucrurile astea sunt lucruri de finețe care se fac în uh, clinici specializate în acest, în acest sens. Uh, nu există o intervenție de urgență pe care nu putem să o facem. Asta este clar. Nu există intervenții care nu sunt de supra-specialitate pe care nu le putem face și să le facem în condiții bune și uh, cu rezultate foarte bune. Abordăm cam toată paleta de intervenții chirurgicale din chirurgia generală. Sunt medici care se tem să nu știu să spună că le lipsește nu știu ce material ce pentru o anume intervenție sau că pe secția respectivă nu au tot ce le trebuie pentru a desfășura activitatea n-aș putea să zic dacă le este teamă că nu are de ce să le fie teamă să, să spui că -ți trebuie ceva. Uh eu de fiecare dată când am avut nevoie de ceva, nume ca și instrumentar sau ca uh, fire de sutură speciale, atât eu cât și colegii mei am făcut referat și au, au fost și rezolvate problemele. Adică uh, sunt niște lucruri pe care, în primul rând, trebuie să le ceri ca să le poți obține. Dacă ți-e frică să le ceri, cu siguranță nu le vei obține, iar uh, din punctul ăsta de vedere, spitalul nostru din Slatina, uh, există, în spitalul nostru există o comunicare foarte bună între secții și management, și în limita posibilului, ni se aduc uh, lucrurile de care avem nevoie. Sigur că dacă mai cerem acum încă un laparoscop, pentru că n-ar trebui, o să fie mai greu de găsit uh, fonduri pentru acel laparoscop. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să insistăm, și o să insistăm pe treaba asta. În uh, ceea ce privește secția dumneavoastră, uh, care sunt uh, cele mai frecvente cazuri uh, ce vin uh, la spital? Uh, ar trebui să facem cumva o diferențiere între cazurile acute care vin în gardă și sunt urgențe și atunci ne confruntăm cel mai mult cu, cu ocluzii intestinale sau hernii inchinale strangulate, asta reprezentând o majoritate a cazurilor. Sigur avem colecistite acute și cazuri cronice, bolnavi care vin prin policlinică cu o suferință mai veche, aici încadrând litiaza de de colecis, colecista cronică litiazică, herniile, eventrațiile postoperatorii, varice hidrostatice Lucrurile, lucrurile mărunte. Avem și operații mari, operații pentru neoplasm de colon, neoplasm gastric. Uh, mai puține, este adevărat, pentru că, de obicei, pacienții cu astfel de patologii preferă să se îndrepte către un centru universitar. Românii pun preț pe ceea ce înseamnă prevenție? Uh, românii ar pune preț pe ceea ce înseamnă prevenție, însă atâta timp cât mai programe naționale de prevenție poți să pui preț cam degeaba, pentru că lucrurile astea costă foarte mult. Și dacă ar exista un program național în care oamenii ar fi invitați să facă un screening, spre exemplu pentru cancerul cororectal, care este într-o continuă creștere ca și frecvență, atunci cu siguranță am descoperit uh, tumori în stadiu incipient perfect vindecabile și poate chiar abordabile la paroscopic. Însă, la noi, problema cea mare este că nu există aceste fonduri pentru a pune la punct un program de prevenție. Și ducem lipsă gravă de aceste programe de prevenție în, în sistemul nostru. Este unul dintre punctele slabe, dacă nu chiar cel mai slab al sistemului. Și atunci, omul nu merge la medic, nu știu, să-și facă niște analize odată, la, nu știu, la o jumătate de an sau la un an, sau și ajunge astfel în stadiile despre care vorbeați ceva mai devreme. Aici este problema pentru că ne având aceste programe de screening sau măcar programe de informare în care să spui cele mai uh, frecvente simptome ale unei patologii uh, astfel încât oamenii să le cunoască și să știe, domne, dacă am avut o rectoragie, o sângerare la scaun, atunci clar trebuie să mă prezint cât uh, se poate de repede la medic pentru o colonoscopie. Lucrurile astea dacă nu, omul nu le știe, le poate da pe ce știe el că ar putea fi în zonă, spre exemplu, hemoroizi și merge mai departe. De uh, umiță, am mai auzit exact. că Așa se întâmplă, ne tratăm corect, după ureche. Corect. Și atunci nu se va adresa medicului în timp, va veni atunci când uh, tumora va fi în stadiu, în stadiu mare și atunci când teoretic posibilitățile terapeutice curative sunt cumva limitate. Uh, cam... Câte astfel de cazuri aveți frecvent de pacienți care vin într-un astfel de stadiu? Păi, în urgență, cam majoritatea vin în, într-un stadiu depășit, nu neapărat depășit chirurgical, în sensul că nu putem să le facem nimic, că sunt oameni pe care îi vindecăm, dar într-un stadiu avansat al bolii, ca să, să fiu mai explicit, spre exemplu, stau acasă după debutul simptomatologiei, care în mod normal te ar fi făcut să mergi la medic dacă știai că ar putea fi grav și stau două, trei zile peste acest moment, ajungând, da, am avut pacienți care au venit cu ocluzie intestinală după șapte zile, deși în șapte zile, vă dați seama, erau aproape, aproape morți, dar au zis că trece. Auzim din ce în ce mai des Este îngrijorător este. acest lucru, șapte zile? Da, dar nu poți să ai... Uh, pretenția ca omul respectiv să, să recunoască niște simptome clinice, uh, nu poți să ai pretenția ca acel om ar trebui să cunoască uh, uh, și să înțeleagă că a, aici, aici suntem și trebuie să recunoaștem la momentul ăsta că la nivel național asta este, asta este situația și aici ne situăm și sigur, dacă vrem să schimbăm ceva, ar trebui să luptăm cu aceste, cu aceste lucruri, să facem programele de screening, programe de informare să avem... Adică trebuie să luptați cu sistemul până la urmă. Da, să luptăm cu sistemul. Practic este ca sistem pe hârtie stăm bine. Când luăm ca aplicabilitate, vedem că ducem lipsă de multe lucruri pe multe planuri. Uh, e foarte greu să lupți atâta timp cât de la nivel înalt nu vin niște directive clare, atâta timp cât nimeni nu este interesat să facă o schimbare din cei care ar putea să o facă. Degeaba noi cei din periferie sau noi, oamenii care vor să schimbe ceva și avem și o idee bună, mergem și le expunem. Dacă efectiv ne lovim de refuz, ba din lipsa banilor... Ba ori... că se schimbă ministrul la nu știu ce perioadă. Asta e o problemă mare a noastră cu schimbatul ministrilor eventual o dată pe an sau chiar mai, mai repede. Pentru că nici nu au timp să se informeze bine ce înseamnă ministerul respectiv și după pleacă vine altcineva care trebuie luat de la capăt. Și poate tapăt. nu întotdeauna sunt oamenii care trebuie, omul potrivit la locul potrivit, cum se spune în minister. Aici, da, mă rog. Ministrii sunt numiți politici, politic, deci aici nu putem să, să umblăm și să schimbăm, nu putem decât să sperăm că la un moment dat se va găsi și cineva care vrea într-adevăr schimbarea sistemului și va și încerca să facă lucrul ăsta. Da, noi luăm un scurt moment de publicitate și revenim cu alte subiecte imediat. Am revenit dragii mei. Suntem în direct în continuare la Matinalul prima de dimineață. Sperăm că nu ați plecat din fața micilor ecrane pentru că eu voi continua discuția cu invitatul zilei, este vorba despre chirurgul Cătălin Dudum, alături de mine în această dimineață, așa cum vă spuneam. Și uh, continuăm să discutăm uh, despre um, cazurile pe care le aveți uh, la chirurgie și aș vrea să discutăm așa despre fiecare în parte, uh, atât cât putem să-i ajutăm uh, în timpul l avem la dispoziție pe telespectatorii noștri câteva simptome, nu știu, uh, de care să-și dea seama și să vină în timp util. Uh, foarte greu de discutat despre simptome dacă nu discutăm de boli. Dacă le luăm pe rând și putem discuta de... De anumite lucruri, spre exemplu, un simptom îngrijorător sunt sângerările sau uh, mucusul la, uh, la scaun. Lucrul ăsta trebuie să te aducă la medic. La fel, un disconfort abdominal uh, care persistă în, uh, și nu, nu are legătură cu ceea ce pacientul sau persoana mănâncă, la fel trebuie să ridice niște semne de întrebare. Uh, lucrurile, mergând un pic mai departe, orice tulburare de tranzit intestinal, o alternanță între diaree, constipație, la fel trebuie să pună pacientul pe gând și să ajungă pentru o reevaluare. Nu spun că dacă se întâmplă să aibă diaree dată într-o zi, gata, trebuie să vii la medic. Nu, dar lucrurile dacă se succed timp de o săptămână, timp de câteva zile la rând, urmate de perioade de liniște și iar revin acea simptomatologie, atunci cu siguranță se întâmplă ceva acolo și trebuie să se adreseze medicului. Uh, la fel, uh, lipsa poftei de mâncare uh, asociată cu oricare dintre simptomele astea, trebuie să pună niște semne de întrebare. Scăderea ponderală. În momentul în care observăm că fără niciun motiv, adică nu ne dorim să slăbim, dar slăbim, uh, sigur se întâmplă ceva și trebuie să mergem măcar la medicul de familie pentru o, re o evaluare, niște analize de uh, laborator să vedem dacă nu cumva există și o cauză pentru aceste, pentru aceste lucruri. Uh, dacă discutăm de patologia care dă durere de genapengita acută, acolo e clar, te-a durut, vii cât mai repede, nu aștepți, nu aștepți să treacă de la sine, că cel mai probabil nu va trece. Și încă o rugăminte, dacă ne aud pacienții, să, să reușească sau să facă în așa fel încât să se adreseze medicului chiar în gardă în timpul zilei. Ne confruntăm cu un aflux de pacienți după 12 noaptea, da, după 12 noaptea. noaptea dimineața de vreme, nu știu de ce... Înțeleg și știu că durerea se percepe mai, mai mult noaptea când stai liniștit, însă, cu siguranță, avem cazuri foarte multe când la întrebarea de când doare, răspunsul este de 2-3 zile și au ajuns în urgența ora 1 noaptea. E foarte complicat să tratezi un bolnav noaptea și din punct de vedere al analizelor medicale și din punct de vedere al personalului. Cu siguranță ar fi fost mult mai bine ca pacientul respectiv să vină. În, în perioada de, de zi și poate că până seara era și rezolvat. Aici trebuie să trebuie să subliniez lucrul ăsta și să încurajez oamenii să se prezinte la medic cât mai repede atâta timp cât apare un simptom apare o durere să zicem abdominală care nu cedează în 3-4 ore care este de o intensitate mare. Nu are rost să așteptăm să vină. Sunt seara. simptome ce se pot confunda, nu știu la durerea abdominală Mă gândesc că și când e cazul de apendicită sau... Sigur, durerea abdominală poate să fie cauzată de multe lucruri. De la o simplă indigestie, atunci când am mâncat ceva ce, ce nu a fost chiar în standarde de calitate, până la pancreatite, colicisite acute, ocluzii intestinale. Adică în situații mult mai grave. Mult mai grave, sigur. Acum trebuie să facem o distinție între o durere abdominală care este de o intensitate mică sau medie și care cedează și o durere de intensitate mare care uh, nu cedează la absolut nicio medicație și care persistă și a apărut brusc. Lucrurile astea sunt lucruri care te ar, ar trebui să te facă să mergi la medic. Acum dacă știi că ai mâncat un aliment ce ar putea fi alterat, un fast food și apare durerea, sigur, poți să încerci să o tratezi acasă, dacă nu cedează te, te adresezi medicului. Dar sunt lucruri care debutează brusc spre exemplu, într-un ulcer perforat, durerea este atroce, este brusc, dar în cazul de genul ăsta, pacienții nici nu prea așteaptă că în momentul în care te doare, vii repede. Problema este de bolile acestea, genocluzii intestinale, care debutează lent, cu instalare lentă, în care... Dacă te prezinți și recunoști simptomele, gen balonare, nu poți să ieși afară, ai problemele astea de ceva timp, două, trei zile, nu prea are rost să aștepți șapte, opt, dacă vezi că nu se întâmplă nimic. Mai bine mergi pentru un consult și se rezolvă problema mai devreme. Cei care vin cu astfel de cazuri sunt copii, adolescenții, sunt mai în vârstă? În general, cazurile noastre, mare majoritate, sunt bătrâni. Avem, sigur, și tineri, dar patologia la tineri e mai simplă: apendicită, hernie, o eventrație. În schimb, la, la bătrâni există o patologie chirurgicală complexă, tumori de colon, tumori gastrice. Lucrurile astea se pot întâmpla și la tineri. Avem acum, cel puțin eu am două cazuri de oameni tineri, 42 și 54 de ani, cu neoplasm de colon. Dar e un pic, sigur, tendința neoplasmului de colon este de a se uh, muta ca și grupă de vârstă spre spre grupe mai mici de vârstă, însă nu e așa o problemă acută. De, în general, majoritatea cazurilor momentane este reprezentată de bătrâni. Da, știm de unde pornește, știm cauzele? Uh, nu le știm în totalitate, știm anumite lucruri despre etiopatogenia cancerului de colon, spre exemplu. Știm că unele alimente ar putea uh, influența sau ar fi factor de... Uh, promoția al tumorii, gen uh, mezeluri afumate, unde gudronul și substanțele din fum respectiv uh, duc la o proliferare malignă intensă, la fel fumatul și substanțele nocive de acolo pentru neoplasmul de pancreas, uh, dar lucrurile astea sunt cumva cercetate la nivel de de studii de cohortă, pe studii mari și s-au văzut că există o influență de promovare a creșterii tumorale, însă efectiv ceea ce se întâmplă și de ce apare, de ce apare în moment, la debut acest, această patologie, nu este încă complet elucidată, de asta nici nu există un tratament clar punctual. sigur că, în general, știm de ce se întâmplă lucrul ăsta. În organism există niște diviziuni celulare. la un moment dat, este exact ca și cum am transcris de pe o coală pe alta un text. Dacă îl transcriem odată și uităm sau omitem o literă sau le schimbăm între ele, nu e o problemă. Dacă transcriem a doua oară după ce am scris cu litera omisă, mai omitem una, în timp ajungem ca textul pe care îl transcriem să nu mai semene cu primul inițial. Asta se întâmplă și în organism. Diviziuni celulare după diviziune celulară, la un moment dat mici erori se strecoară în această diviziune până când apare o celulă, o celulă canceroasă, uh, care nu mai răspunde la uh, stimulii de autolimitare ai corpului, de asta avem această creștere expansivă, nu mai răspunde la, la absolut nimic din ceea ce corpul îi spune să facă. Este o celulă autonomă care tot crește și, și ajunge în, în stadiul în care produce, produce probleme. Se pot rezolva astfel de cazuri? Sigur că se pot rezolva. Toată lumea are impresia că dacă are un cancer este o condamnare la moarte. Nu este chiar așa. Noi avem Aici vorbim de mentalitate. De mentalitate. Mai cancer e ca și exact. cum... Exact, ca și cum nici nu mai trebuie făcut nimic, trebuie să ne pregătim că asta e situația. Nu este așa, avem și o altă mentalitate mai nocivă de atât. Apare ceva pe corp, observi că există o tumoră, o umflătură, un, o ceva pe corp, nu te duci la medic să o verifici că dacă e cancer. Bun, de acord, dacă e cancer și atunci ce facem? Stăm acasă să-l creștem sau mergem și reușim să-l excizăm în timp util. Asta trebuie să știe oamenii, că indiferent în ce stadiu se prezintă, se poate face ceva. Sigur că în stadiile uh, tardive nu se poate decât prelungi și îmbunătăți condițiile vieții. Nu mai poți obține vindecare, însă în stadii inițiale se poate obține vindecare. Vorbim aici de chimioterapie sau când se ajunge la acest? Uh, în funcție de tipul de tumoră, în funcție de uh, cât. Ce stadiu se prezintă? Există mai multe variante. Există varianta chirurgicală în care excizezi tumora și urmează după chimioterapie. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă: în momentul în care excizezi tumora, excizezi macroscopic, excizezi ceea ce vezi cu limite de siguranță. Nu ai de unde să știi și nici nu ai cum să faci lucrul ăsta că anumite celule, una, două, zece, au plecat din tumora respectivă în vasele de sânge și sunt undeva în corp. Și atunci chimioterapia se adresează acelor celule care au scăpat din zona respectivă și sunt în corp fără să știi unde sunt. Și după ce ai scos tumora mare, dai și chimioterapie pentru a fi sigur că ai ajuns și ai, ai, ai omorât orice celulă care ar fi putut pleca de acolo. Există și variante în care se face chimio- și radioterapie inițial pentru a diminua uh, tumora. Sunt situații în care neoplasmul de rect, spre exemplu, în stadii avansate, când prinde foarte mult ă, ă, țesuturile țes, din jurul rectului, întâi încep cu radioterapie, pentru că s-a observat că neoplasmul de rect răspunde foarte bine la radioterapie. Tumora se micșorează vizibil, ba, poate chiar să și dispară sub radioterapie, dar partea a doua, partea de chirurgie, nu trebuie neglijată, <coughs> trebuie mers excizat în bloc. Tot ce de care a rămas, urmat de chimioterapie, iar vindecările sunt destul de, uh, destul de frecvente. De ce ați ales să veniți la Slatina? Uh, ce să zic? Uh, am ales să vin la Slatina pentru că este spital județean. Pentru că pe lângă Craiova, de unde sunt și unde mi-ar fi plăcut să lucrez, dar nu toată lumea poate să lucreze într-un uh, centru universitar, e mai complicat, uh, era următorul spital mare din zonă. Uh, puteam să. Mă rog, am avut oferte și din spitale orășenești însă am vrut un spital județean. Pentru că spitalul județean îți oferă mai multe posibilități de dezvoltare, complexitatea cazurilor este mult mai mare și profesional ai mult mai multe împliniri. Iar Spitalul județean Slatina este unul dintre spitalele mari ale, ale regiunii și atunci e, e un, un loc de muncă ideal pentru mine, momentan. Ați găsit. Uh locul la care vă așteptați, condițiile pe care le așteptați de la un spital județean? Am găsit, dacă mă credeți, chiar mai bine. Nu mă așteptam, venit din Craiova, obișnuit cu condițiile de acolo, nu mă așteptam ca într-un spital mai mic să existe condiții mai bune. Dar există. Și vă dau și un exemplu concret. În spitalul nostru, pacientul nu cumpără absolut nimic. Nu se cumpără medicație, nu se cumpără... Mănuși sau alte materiale sanitare, pentru că ele există în farmacia spitalului și sunt puse la dispoziție gratis. Nu se cumpără plasele, protezele pentru hernii și eventrații. Ele sunt gratuite, decontate de spital, lucruri care nu se întâmplă în spitale din zonă. La Craiova, la Craiova se, se că cumpărau exist... plasele de hernie, se mai cumpără și acum niște medicamente care nu există în farmacie lucrurile nu stau deloc deloc așa cum ar trebui. Asta înseamnă că pacienții din Slatina ar trebui să se îndrepte către spitalul nostru. În loc să aleagă nu știu spitale din zone, Craiova, București, pacienții din Slatina ar avea toate motivele să vină în spitalul din Slatina, însă aici intervine și nu știu exact, o concepție sau o preconcepție că Domne, Bucureștiul fiind foarte aproape, acolo sunt medici mai buni, acolo sunt alte condiții, acolo e altceva. Da, e posibil să fie medici mai buni în anumite spitale, sigur că sunt medici mai buni, că nu suntem noi cei mai deștepți din, din țară, însă, ca și sfat, dacă vor pacienții să se îndrepte către București, nicio problemă, dar să știe exact la cine se duc. Degeaba se duc în, în București la un medic pe care nu-l cunosc, sau se duc în urgență în București pentru că atunci n-au rezolvat nimic, puteau foarte bine să vină în Slatina, erau acelea servicii. Am și un exemplu așa, dacă vreți, anecdotic. Eram în, primul, în primele gărzi de rezidențiat, anul întâi de rezidențiat, deci practic nu prea avut să nicio intervenție chirurgicală majoră și vine un pacient în urgență din Slatina, în Craiova, cu apendicită acută. L-am internat și -am, nu am putut să mă abțin să nu întreb, domnule, dar de deci ce ai venit din Slatina în Craiova pentru apendicită? Adică că și la Slatina se ai, putea face Exact, acest ai termin. chirurgi la Slatina foarte bun și apendicita nu e o boală care să, să pună probleme. Și ai zis, haideți domne, că sunt și eu om serios, nu vin să nu mă operez în Slatina, am venit la Craiova. Ok, am înțeles și uh, situația. Am prezentat cazul medicului primar care era linie de gardă și el a zis, păi uite, dacă tot l-ai hai să-l și operezi eu până atunci ne mai operând niciun apendic, adică a fost primul meu, prima mea apendicectomie. Totul a decurs normal, pacientul foarte mulțumit, probabil nici n-a știut că a fost prima mea apendicectomie, dar <coughs> pardon, eu mă gândeam că cum ar fi fost ca omul acela să știe că aici a refuzat un medic primar care probabil operase sute sau mii, și a fost operat de un, de un medic care nu mai operase nimic până atunci. Care era la început exact, de carieră. Exact. El a fost foarte mulțumit că s-a operat în Spitalul Județean din Craiova. Aici este problema, nu ne operăm la spital. Dacă vreți și știți un medic bun pe patologia dumneavoastră, e în regulă, mergeți unde credeți că este mai bine. Dacă mergeți la București doar pentru că e București, eu zic să să se mai gândească încă o dată că nu e chiar în regulă. Dar de ce ați ales medicina și de ce v-ați specializat pe chirurgie? Sincer, medicina N-aș putea. Adică, -am, nu am un motiv adică pentru știu, care am ales-o, um, pur și simplu. Atunci când ești tânăr, simți că ai dăruire către acest domeniu, că nu știu ce. Deci, lucrul, prima dată când am decis să, că vreau să fac medicină și vreau să devin medic, a fost undeva în clasa 7. În general, când. Știam sigur că matematica nu-mi place, asta era clar, îmi plăcea foarte mult biologia. Deci, efectiv, citeam cu plăcere biologia. Și am zis, păi dacă e. Așa, să încerc să citesc un pic mai mult despre uh, în, în partea asta de medicină. Și mi-a plăcut, mi-a plăcut și faptul că a, ajuți oameni, efectiv, faci ceva bun pentru ei. Uh, am fost și sprijinii de familie care, sigur, nu aveau de unde să știe ce înseamnă medicină, n-am medici în familie și au zis că, da, ar fi un lucru foarte bun pentru mine să, să devin medic. Și de atunci, nu știu, a rămas ceva acolo în care m-a motivat și am vrut cumva să-mi demonstrez și mie că pot să fac lucrul ăsta și chiar am simțit, nu neapărat o chemare, dar am simțit că asta ar trebui să fac, adică altceva nu m-ar fi tentat. Deși inițial când eram mai micuț vreau să mă fac polițist. Da, asta acum chiar nu, nu mi-ar fi plăcut. E, nici cu polițiște, făcând așa o paranteză în vremurile noastre, cred în că România, că e mai rău ca la prea... noi. Cred că e mai rău ca la noi, da. La noi nu știu exact ce ar putea, mă rog, momentan am niște prieteni care lucrează în IT și lor le este încă bine. Dar cred că sunt cam singuri. Da, și de ce chirurgia? Chirurgia pentru că, mă rog, în momentul în care am intrat la facultate și am văzut specialitățile, nu m-am văzut niciodată administrând medicație și așteptând rezultate. Adică am vrut să fac ceva și să se vadă un rezultat rapid, și chirurgia mi-a oferit această oportunitate. În chirurgie, medicația sigur că ajută, dar uh, lucrurile pe care le faci tu în sala de operație sunt lucrurile care contează cel mai mult și lucrurile care salvează viața bolnavului. Și asta îți oferă o satisfacție mult mai mare decât uh, din punctul meu de vedere. Da, în prima parte a emisiunii, când vă întrebam uh, de ce un medic tânăr nu a rămas în uh, străinătate să lucreze, spuneți că există totuși o Portiți, adică vă doriți acest lucru? Uh, îmi doresc să să mai plec la uh, o perioadă uh, pentru niște specializări. Consider că un medic tânăr trebuie să facă aceste lucruri și trebuie să vadă, dacă nu poate aplica, măcar să știe despre ce se practică în Europa la momentul ăsta pe anumite patologii. Un medic învață toată viața. De acord. Asta este... De acord, așa și este, dar lucrurile pe care ți le oferă un stagiu de pregătire sunt mai mult mai bine, le fixezi mult mai bine decât ceea ce îți oferă o carte pe care o citești. O carte o poți citi și aici. Însă dacă nu ai văzut, dacă nu ai făcut, lucrurile se uită. Dacă ai făcut o o anumit, anumită intervenție chirurgicală și ai asistat-o de câteva ori și ai făcut-o odată, acea intervenție îți va rămâne fixată și o poți aplica. Bineînțeles, bazată înainte pe un studiu al intervenției, nu la ce alte specializări v-ați propus să mergeți? Uh, Mi-ar place să merg pentru chirurgia sânului. Avem niște deficiențe de ordin tehnic în Slatina, în sensul că nu avem uh, examen extemporaneu, care ne împiedică momentan să operăm sân. Uh, sunt niște intervenții frumoase din punctul meu de vedere și o patologie destul de frecventă în, în zonă și atunci mi-ar place să, să fac un stagiu de pregătire pe chirurgia sânului și să revin pentru a putea să, să o și practic. Sperând că în următorii ani vom avea și posibilitatea să practicăm aici. Ăsta. Adică ce fel de operații? Pentru ce? Așa ca să fii mai preînțelesul Păi a, tumori, tumori benigne, tumori maligne de la nivelul sânului. Cam asta e patologia sânului de, de chirurgie generală. Partea de augmentări mamare și plastică, asta ține de chirurgie estetică și plastică. În nou, reconstrucție în și... În reconstrucție, da. Asta nu, nu e de, de mine. La mine este un pic mai, mai grosieră treaba, dar. Um, v-ați propus să faceți aceste specializări, dar v-ați propus și când se, va, se vor întâmpla? Uh, Mi-am propus când se vor întâmpla sau când aș vrea eu să se întâmple, sigur că trebuie să găsesc și unde să, uh, să mă primească pentru specializarea respectivă. Uh, mai trebuie ținut cont și de evenimentele din viață, care uneori. Interpun, să interpun în, în, în treabă, eu zic că undeva în primăvară aș putea să, să îmi depun cv către anumite clinici din, din Anglia, că acolo, mă rog, e mai ușor cu limba și lucrurile din punctul meu de vedere sunt mai ușoare, și să încerc să merg pentru câteva luni la pregătirea pentru chirurgia sânului. Ce-ați preluat din Anglia? Nu știu, mă refer aici uh, și la mentalitatea de acolo, poate. Uh, oamenii din. Uh... Și, Bineînțeles, relația pacient-doctor. Da, asta asta este principala diferență pe care am sesizat-o. Uh, relația pacient-medic este un pic diferită în statele vestice pentru că e mult mai deschisă. Aici, uh, medicul este văzut, este pus undeva pe un piedestal și este văzut cumva mai. Mult superior unui, unui pacient, și omul, când vine, vine cu o teamă, de multe ori se vede o emoție în voce. Lucrurile astea nu prea se nu întâmplă. Nu întreabă ce. Exact, e, are o jenă. Domne, dacă nu mi-a zis, nu pot să întreb că poate se supără. Uh, lucrurile astea au dispărut pentru că acolo uh, e, o, e un alt grad de civilizație. Oamenii sunt altfel instruiți. Uh, noi am trăit o perioadă foarte mult în comunism și știam foarte bine că nu trebuie să uh, discutăm și nu, nu trebuie să supărăm superiorii. Și nu trebuie să ne apucăm noi acum să încercăm prin orice mijloc să ne lămurim dacă asta enervează. Dar uh, lucrurile sunt diferite și asta mi-a plăcut foarte mult pentru că și noi aici stăm de vorbă cu pacientul, îi explicăm. Sigur, acum depinde de la pacient la pacient, că sunt unii oameni care efectiv nu pot să înțeleagă ce îi spui. Indiferent cât ai chinui să explici. Aici vorbim nu, probabil și de categorii de oameni și de exact, mai în vârstă. Exact, nu putem să, să, generalizăm, însă sunt anumite persoane care nu poți. Și atunci, sigur că nivelul explicațiilor poate să coboare până la un anumit punct în care dacă cobor mai jos nu mai expui nimic medical. Povestești niște lucruri, băbești. Și trebuie să nu lucrurile astea. Dar uh, relația, da, într-adevăr, relația medic-pacient este mult mai relaxată și mult mai firească în statele europene decât este la noi. Lucru care o să se schimbe în timp, pentru că am sesizat lucrul ăsta cu pacienți tineri, e o altfel de discuție. E, e un pic mai prietenească, un pic mai se simte că, că e mai aproape de tine. Da, și cum se spune că speranța moare ultima, uh, noi sperăm că se va schimba ceva până la urmă în uh, sistemul medical din România. Vă mulțumesc mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ne-ați expus în această dimineață. Cu multă plăcere! Dragi telespectatori, eu vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit până la această oră. Până mâine, toate cele bune și un început de săptămână perfect. La revedere!